vă îndemn pe toți cei care cred în democrație să vină și să-și apere dreptul de a nu fi furați la următoarele alegeri parlamentare. Vin cu un îndemn special pentru locuitorii orașului Chișinău. Dumneavoastră ajungeți mai ușor la aceste proteste. Doar cu o societate consolidată putem face față situației dramatice în care ne aflăm astăzi datorită sau din cauza acestei guvernări. Mă refer și la cei din străinătate, acolo unde sunteți, asociați-vă, protestați, să demonstrăm lumii civilizate că în Republica Moldova există o societate demnă de un viitor mai bun acasă. Organizatorii protestelor se declară revoltați de modificarea sistemului electoral contra recomandării Comisia de la Veneția de a nu se recurge la această modificare. Asta chiar dacă democrații susțin că s-a ținut cont de majoritatea recomandărilor experților internaționali. La mitingul de pe data de 17 septembrie se vor alătura și pensionarii. Aceștia sunt nemulțumiți de condițiile în care sunt nevoiți să-și ducă existența. Nu vă temeți că n-aveți de ce vă teme. În fața noastră, deci, e un gard destul de voluminos care, numai curat împreună, am putea face totul pentru ca să-l zguduim. Anterior și socialiștii au amenințat că vor protesta începând cu 24 septembrie, asta după ce Curtea Constituțională a blocat referendumul pe care intenționa să-l organizeze Igor Dodon.